Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Prin Plan Obiectiv pe TVR Cluj de această dată. Mai spre tradiții, mai spre această zonă vă ducem pentru că e vară, e perioada emisiunilor estivale și nu numai în prima parte, despre vacanța la bibliotecă, vacanța la muzeu, restul de la cei doi invitați veți afla mai multe, iar în a doua parte, doamna Camelia Burghele, etnolog și antropolog cultural, despre ce altceva, despre obiceiuri și tradiții de vară, bineînțeles. În prima parte îi și salut cu mare drag pe doamna Sorina Stanca, manager general la Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj. Salutmiile, doamna director. Și domnul Tudor Sălăgean, manager la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Bună ziua, domnule director. Bună ziua. Mulțumim că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră. Eu mă gândeam așa, odată să... Oricum le vom încurca pe parcursul discuției, în sensul bun al cuvântului, să luăm câteva minuțele de la fiecare instituție cu planurile, cu proiectele pentru această vară, ce ați mai pregătit nou față de anii precedenți, la ce ați renunțat, dacă ați renunțat față de anii precedenți. Stimată doamnă, vă ascult cu viu interes. Avem în parteneriat cu Muzeul Etnografic o inițiativă, noutate pentru locul unde se desfășoară, dar o inițiativă a bibliotecii din anul 2019, anul cărții și al lecturii. Este vorba de lecturi în spații neconvenționale. Vrem să încurajăm clujenii, mai ales în perioada estivală, să citească afară, în aer liber, și am ales pentru acest moment al verii să deschidem în Parcul Etnografic Hoia, da, căsuțele de lectură. Acolo cei din Parcul Etnografic au pregătit căsuțele, iar noi am pregătit colecția de carte. Este carte pentru copii, carte pentru adulți, în limbile română și maghiară. Cărțile, există acolo un regulament de folosire, ca să spun așa, ar fi bine să ajungem la acel nivel de educație încât dacă am luat o carte și o citim împreună cu copilul nostru acolo pe loc, da, sau dacă am luat-o acasă... Se poate lua și acasă? Da, da. Să o aducem înapoi. Asta este o pe lângă faptul că e o misiune de educație pentru public de a folosi lucrurile în comun, și cărțile de la bibliotecă sunt lucruri folosite în comun. Acestea sunt acolo fără supraveghere, deci rămâne doar la latitudinea și la conștiința fiecăruia să le folosească, astfel încât să poată fi folosite de cât mai mulți cititori. Și pentru că deja avem o experiență din 2019 până acum, sunt ia ca 4 ani, în general, nu prea mai rămân cărticele în aceste căsuțe. Mai avem și în parc. Acestea sunt căsuțele acum. Cele care s-au văzut în imagine, da. Avem în parcul Iuliu Hațeganu și în grădina botanică. Am ales spații de petrecere a timpului liber și de recreere care sunt cât de cât supravegheate, pentru că dacă le-am pune în parcul mare... nu ar fi deloc în dacă regulă. Tot așa mergem împletit cu discuția, domnule director, cât de benefic este și pentru Muzeul Etnografic un astfel de proiect? Pentru că mi se pare un proiect pe cât de complex, pe cât de mână în mână două instituții foarte importante ale Transilvaniei, iată aici reprezentate de cei doi directori, cât de important este? Este cu siguranță un proiect care ne bucură foarte mult, un proiect care crește valoarea spațiului muzeal și care crește calitatea ofertei pe care muzeul o poate prezenta publicului. Publicul are astfel posibilitatea de a zăbovi, de a lectura în natură, de a se apropia de carte, de a înțelege mai complex, practic, de a trăi sentimentul de participare la cultură, iar relația dintre instituțiile noastre este una care, în mod categoric, trebuie dezvoltată, trebuie susținută. Biblioteca Județeană Cluj Octavian Goga este una dintre reperele
la nivel național în domeniul bibliotecilor publice. Este o instituție emblematică și sigur că orice colaborare cu Biblioteca Județeană Cluj este o mare bucurie pentru noi. Dar aceste colaborări sigur nu se fac doar ca să ne bucure pe noi, ci ele aduc un real beneficiu publicului nostru. Adică întotdeauna din colaborările pe care le-am avut cu Biblioteca Județeană Cluj au rezultat proiecte care au avut impact asupra publicului și care i-au bucurat pe vizitatori și pe cititori deopotrivă. Citesc acum, poate sar un pic în timp, în spațiu, un comunicat de presă care ne-a parvenit de la Biblioteca Județeană. Ați și câștigat un proiect din nou. Știu că și la Muzeul Etnografic și la Biblioteca Județeană Octavian Goga tot timpul se câștigă proiecte. Aveți deja, cred că aveți echipe foarte, foarte bune cu calculatorul pregătit pentru astfel de proiecte. Despre ce este vorba? Este un proiect Erasmus pe linia de educație adulților. Acesta este un proiect de mobilitate și vor fi 19 colegi bibliotecari din județul Cluj, nu numai din Biblioteca Județeană. Dacă găsim între colegii noștri din județ oameni cu competențe lingvistice, pentru că e nevoie să știe limba engleză, se vor face aceste mobilități în timp de un an și 6 luni, care este durata proiectului. Limba proiectelor europene este limba engleză, știe toată lumea. Și e foarte important ca cei care participă să poată comunica în limba engleză pentru ca să dobândească acele abilități pentru care noi ne-am străduit să câștigăm proiectul. Și este vorba despre 5 parteneri din 5 țări, Grecia, Cipru, Croația, Franța și Spania. Aceste lucruri au fost pregătite în prealabil înainte de depunerea proiectului. Noi am primit finanțarea integrală, atât cât s-a croit bugetul prin cererea de finanțare, atât s-a primit finanțarea. Este un pas important pentru că e un rol pe care biblioteca publică îl are, la fel cum îl are și muzeul, prin zona de educație muzeală, care în străinătate este foarte bine susținută financiar de autoritățile finanțatoare. Pentru că la noi aceste posibilități sunt mai limitate, am apelat la fondurile europene și e foarte important, prin aceste, e vorba de granturi, deci nu este proiect cu cofinanțare din partea Consiliului Județean. Aceste granturi pentru aceste schimburi profesionale sunt foarte benefice pentru cei care le obțin, și atât pentru instituție cât și pentru personal, pentru că personalul dobândește niște competențe prin participarea la aceste schimburi profesionale. Iar biblioteca, instituția, are de câștigat pentru că urmează partea de diseminare a informației către tot colectivul de bibliotecari și asta nu e, ne gândim numai la colegii din Biblioteca Județeană, pentru că aici la aceste evenimente de diseminare vorbim în limba română. Deci vom face aceste întâlniri astfel încât să poată participa și colegii din județul Cluj, noi fiind biblioteca care îi îndrumă metodologic pe bibliotecarii din foarte, foarte multe, așa județ. Cum am și pomenit, doamna director, multe astfel de granturi, astfel de finanțări, cofinanțări sau de orice fel. La fel este și la Muzeul Etnografic, dar bine că ați pomenit la un moment dat de instituția mamă, adică cupola, da, Consiliul Județean Cluj. Aici v-aș întreba separat cât de mult acoperă din cheltuielile curente și nu numai, din cheltuielile pe care le aveți fiecare instituție în parte, Consiliul Județean. Sigur că, conform reglementărilor actuale, Consiliul Județean acoperă în totalitate salariile instituțiilor și o foarte mare parte a cheltuielilor de funcționare.
Însă, în ceea ce privește investițiile, achizițiile de bunuri de patrimoniu, acolo alocările se fac în funcție de posibilități și în funcție de prioritățile pe care le are instituția noastră tutelară, care, evident, pot fi și altele decât cele culturale. Dar din acest motiv, sigur că instituțiile au abordări diferite. Muzeul are posibilitatea de a realiza venituri proprii prin o parte destul de mare a activităților pe care le desfășoară, activitatea de vizitare în principal, care este... Închirieri, probabil, sau închirieri nu mai sunt interesante datorită normelor legislative din ultima perioadă. Cam toate muzeele din România au renunțat la această practică, dar cea mai mare parte a veniturilor noastre provine din activitatea noastră de bază, care este vizitarea muzeului. Spuneți-mi, vă rog, domnule director, la ora la care discutăm, câte case tradiționale sunt în secția în aer liber la dumneavoastră? Avem 55 de obiective mai importante, dar există și mai multe, să spunem, anexe auxiliare ale acestora. Numărul total este undeva mai mare. Problema este sigur aceea întreținerii acestor de obicei obiective. Acolo este problema cea mai mare la toate obiectivele. Pentru că costurile de întreținere au crescut foarte mult, materialele sunt tot mai greu de procurat. În sistemul actual de achiziții publice, de exemplu, asta e comun pentru toate muzeele în aer liber, e foarte greu să procuri paie pentru acoperit construcții. Dar asta nici nu se gândește vizitatorul, că nu-i trece prin minte că sunt și astfel de probleme inerente. Prețul acoperirii cu stuf în ultimii 10 ani a crescut de undeva de 25 de ori. Din experiența noastră, da, deci sunt cheltuieli extrem de mari, sunt foarte mulți oameni care sunt angajați în această activitate și facem tot posibilul pentru a-i mulțumi pe vizitatorii noștri și pentru a menține acest patrimoniu și a-l putea transmite viitorului. Din coace la Biblioteca Județeană am avut onoarea, ocazia să realizez un reportaj de curând cu ajutorul și cu sprijinul dumneavoastră personal, doamna director, acolo foarte, foarte multe activități. Adică noi cândva eram obișnuiți, bibliotecă ce înseamnă? Te duci, îți cauți niște cărți, te duci la tanti de la Teșghea, primești cartonașul, aștepți. Nu galben, nu roșu, aștepți și primești cărțile pentru o perioadă de... Acum aveți zeci și zeci de activități. Da, așa cum spunea și colegul Tudor, și biblioteca realizează și venituri proprii din activitatea de bază și am avut și partea aceea cu închirieri, pe care noi încă n-am lăsat-o deoparte, și asta are legătură cu activitățile despre care dumneavoastră întrebați. Este vorba de sălițe mai mici, săli mai mici care sunt închiriate, să spunem, pentru o durată limitată de timp. În general, cei care se adresează bibliotecii sunt cei care au o mică afacere sau un ONG și realizează diferite activități, fie pentru copii, fie pentru adulți, fie consiliere psihologică și tot felul de lucruri. Și aceștia nu au practic un spațiu și nu pot să-și permită să închirieze un spațiu în zonele care sunt destinate astfel, unor astfel de activități. Și atunci este un serviciu pe care eu l-am considerat un serviciu pe care biblioteca trebuie să-l facă pentru comunitate. Așadar, multele activități pe care le-ați întâlnit la bibliotecă sunt organizate în parteneriat de noi împreună cu diferitele asociații, concret, fundații. De exemplu, ca să-și facă o idee telespectatorii. Da. Sunt asociații în Cluj care se ocupă de îndrumarea elevilor în activitatea lor viitoare.
cum era pe vremuri, îndrumare școlară și profesională. Da. Ce profesie dorești să urmezi? Și acolo sunt diferite asociații care fac astfel de activități. Am găzduit 8 în cursul anului, începutului acesta de an. Parte sunt cu universitatea realizate, Universitatea Babeș-Bolyai, și parte sunt, dar susținute prin intermediul acestei asociații. Am înțeles. Apoi sunt editurile care vin înspre bibliotecă și fac lansări de carte, dar toată partea de organizare le aparține lor. Noi nu am putea, nu avem... Puneți la dispoziție doar... Punem la dispoziție sările. spațiul. Instrumentele de care au nevoie. Dacă au nevoie de sonorizare, dacă au nevoie de videoproiector, le oferim și aceste lucruri. Celelalte activități sunt organizate și acolo biblioteca nu intervine. Aceste mici întâlniri de grup între asociații și diferite și lucruri de genul acesta. Am văzut copilași care au acolo este au avut niște activități da, foarte de început răbuțe. De vacanță. Acolo este partea creativă cea mai mare a noastră. Peste tot în lume, biblioteca este nu numai locul de unde vii să împrumuți o carte și nu e vorba numai de asta, este un promotor al informației și al informației dintr-o sursă sigură. Nu mă uit pe internet și aflu ceva și gata, aceea este informația adevărată. Nu. Trebuie să știi cum să cauți, unde să cauți ca să ajungi la sursă, la instituția care trimite informația mai cineva departe. Trebuie să te îndrume în toată treaba aceasta, pentru că singur nu se vor descurca. Biblioteca face o serie de activități în care promovăm acest concept de educație de-a lungul vieții, lifelong learning, pe care ceea ce mi se pare foarte important, este complementar școlii pentru vârstele școlare și efectiv educație pentru adulți. Dacă vorbim despre adultul ocupat și dacă vorbim despre adulți, doamna director, trebuie neapărat musai să pomenim și seniorii care stau în fața calculatoarelor la biblioteca județeană și care pur și simplu ori sunt deja școliți, deci se pricep la toate acestea, ori învață acolo, la fața locului. Cei mai mulți nu se pricep. Ideea este că noi vorbim de e-guvernare și vorbim de e-guvernare nu numai pentru persoanele care știu să lucreze cu calculator, vorbim pentru toate categoriile de public. Iar noi ne-am îndreptat înspre această categorie care spun eu că nu mai are unde să meargă să învețe și e clar că biblioteca poate să-și asume un astfel de rol și noi facem aceste cursuri de instruire în utilizarea calculatorului, le-am denumit noi, dar nu e numai asta. Este vorba și de socializare cu persoane de vârstă apropiată, care sunt persoane retrase din activitate și tot așa s-a născut din întâlnirile în cadrul acestor proiecte de învățat să lucrez cu calculatorul, s-au născut cluburi de lectură, s-au născut cluburi de film și pași înainte facem. Am avut colaborări cu Poliția Cluj pentru partea aceasta de știri false și dezinformare și fake news. Vârsta cea mai vulnerabilă sunt extremele, copiii și vârstnicii. Vârstnicii sunt foarte ușor de păcălit, la fel cum sunt și copilași. Nu toți, hai să nu generalizăm, nu. Mai avem și vârstnici. Nu, însă să știți că totuși generația pregătiți. 75 plus este generația care a fost obișnuită să creadă și crede în bunătatea omului și crede în adevăr și sunt foarte simplu de păcălit. Domnule director, la Muzeul Etnografic, acum vorbesc în special despre sediul central, hai să-i spun așa, de pe strada Memorandumului, așa cum o știm noi. Cred că nu există o zi a anului, în afară de sărbătorile legale, dar poate că nici acolo, să nu fie vreo lansare de carte, vreun vernisaj de expoziție, vreo gală, cultură, medicină, alte gale, alte lansări. Așa este?
În luna iunie am avut aproape zilnic astfel de evenimente. Acum, nu numai iunie, mă refer și, sigur, și în lunile anterioare și în trecut, evident. Acum însă, pentru luna iulie, ne-am propus așa o perioadă de respiro pentru ca publicul să poată vizita în liniște muzeul. Pentru că este perioada în care turiștii încep să vină în Cluj, deja să festivaluri turiști și așa mai departe. Ne bucură foarte mult că numărul vizitatorilor este în creștere și că ei pot beneficia, sigur, de această experiență a vizitării, de expoziții frumoase. Aș vrea aici să completez și eu de componenta de educație a adulților, în care suntem implicați, într-adevăr, de foarte mult timp. Aici, practic, Muzeul Etnografic are chiar o acreditare în domeniul educației adulților, care, la fel ca în cazul Bibliotecii Octavian Goga, noi ne-am gândit să nu ne acredităm doar pe noi ca instituție, ci să ne acredităm în cadrul unui consorțiu. Consorțiu care cuprinde și Direcția de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Cluj-Napoca. Și aici m-aș referi la aspectul legat de cursurile de pregătire pentru seniori prin intermediul partenerilor de la Direcția de Asistență Socială și Medicală. În acest an, care se încheie acum, an Erasmus, an universitar, da, an școlar, am trimis 12 seniori la cursuri de digitizare la Tarragona și la Valencia. A fost o experiență care i-a bucurat foarte mult și acum, în data de 19 iulie, vom avea la muzeu un eveniment de diseminare în care toți participanții la mobilitățile din acest an, care sunt 31 la număr, de la mai multe instituții partenere și de la Muzeul Etnografic, își vor prezenta aceste experiențe. Invităm telespectatorii noștri să vină să vadă ce se întâmplă acolo și poate să devină viitorii noștri beneficiari. La muzeu, din nou vorbesc despre sediul central, au fost lucrări ample de renovare, de tot ce ține de refațadizare și tot ce ține de acest aspect. Cum stați? Ați încheiat aceste lucrări? Această etapă a lucrărilor s-a încheiat. Ea ne-a permis să deschidem un nou spațiu expozițional la subsol, pe care l-am denumit Galeria Celarium. Este un subsol frumos și care are marele avantaj de a avea două intrări, sau o intrare și o ieșire. Astfel încât, sigur, fluxul este continuu, este controlabil, iar experiența de vizitare este mai puțin apăsătoare pentru, nu știu, eventual claustrofobi sau așa. Deci avem expoziții din ce în ce mai multe. Acum avem o expoziție a Patriciei Toma, Oamenii Satelor, o tânără fotografă extraordinară care este pasionată de universul tradițiilor. În spațiul expozițional de la etaj avem o expoziție de ii și cămăși tradiționale pe care am deschis-o de ziua iei și care va rămâne deschisă, da, va rămâne deschisă toată luna iulie. Astfel încât, sigur că oferta noastră pentru public este una mai generoasă. Cu toate acestea, spațiul nostru expozițional rămâne în continuare mic pentru un muzeu, da, mediu sau spre mare, ce așa cum ne considerăm noi. Mai... Dar avem un proiect de extindere a clădirii. Există un studiu de fezabilitate în prezent. S-a tot vorbit pentru partea de muzeu în aer liber. De ani de zile am și discutat cu dumneavoastră în diferite emisiuni că acolo parcă se prevedea ceva extindere, dar nu știu în ce fază este s-a ajuns. Un proiect pentru care a fost un concurs internațional de soluții în 2017.
Proiectul este administrat de Consiliul Județean Cluj. În anul 2022 s-a obținut, din câte știu, autorizația de construcție, iar acum probabil se identifică sursele de finanțare și se va trece la execuția. Doamna director, ce ne propuneți, ce le propuneți telespectatorilor noștri pe diferite categorii de vârstă pentru această vară care deja este aici? E vremea cititului, e vară, e vremea cititului, asta e numele programului. Și iarna este. Da, însă iarna cel puțin pentru copii e mai dificil pentru că ei trebuie să învețe pentru școală. Corect. Iar acum e vremea cititului de plăcere și avem la fiecare din sediile noastre, sediul central de pe Calea Dorobanților și la filialele de cartier, programe pentru copii. Trebuie să menționez că în această perioadă am redus programul bibliotecii întrucât personalul nostru este insuficient numeric și nu puteam asigura și concediile și avem luni și miercuri și joi program de după amiază, iar marți și vineri avem program de dimineață la toate sediile bibliotecii. Toate aceste informații se găsesc și pe pagina web. Pentru persoanele adulte avem un club de pictură pentru amatori. Continuăm cu clubul de lectură pentru adulți, pe care l-am inclus în tematica concursului Bătălia Cărților. Bătălia Cărților la adulți nu e la fel ca și la cei mici și la adolescenți. Aici este vorba de un club de lectură. Citim cărțile, vorbim despre ele, e interesant. Este și un moderator acolo? Sau? Da, este o colegă de-a mea care se ocupă de acest club. Foarte, foarte, foarte mare succes au la toate grupele de vârstă atelierele de bricolaj. Lumea învață să facă și nu știu dacă e pentru partea de cineva mă învață să fac sau e pentru partea suntem împreună, dar sunt foarte interesante și cele care s-au bucurat de un succes fantastic au fost cele pentru familie. Adică părinții împreună cu copiii sau bunici împreună cu copiii au participat la aceste ateliere de bricolaj. Este o activitate de fapt prin care noi îndemnăm familiile să petreacă timp de calitate împreună, pentru că lumea este foarte ocupată, ritmul vieții este îngrozitor de accelerat și din păcate părinți și copii suferă deopotrivă, unii pentru că nu pot să le acorde celor mici timp suficient, iar ceilalți că nu sunt băgați în seamă atât de mult. Și asta înseamnă enorm pentru educație. Domnule director, într-un minut, de ce să vizităm Muzeul Etnografic, ambele secții, în această vară? Pentru că este un spațiu al culturii, acum este și un spațiu al cărții, este și un spațiu al naturii. Așteptăm pe cei interesați, deși cred că locurile s-au ocupat deja de mult cu o tabără ornitologică de vară, realizată în parteneriat cu Societatea Ornitologică Română, în care participanții vor putea descoperi păsările și fauna în general și insectele din parcul etnografic. Avem în continuare evenimente care se vor derula, evenimente muzicale, lansări de carte și multe altele. Și ne pregătim pentru o vară liniștită, pentru o experiență de vizitare plăcută pentru toți cei care ne vor călca pragul și pentru o toamnă care se anunță foarte, foarte, foarte plină de evenimente. Vă mulțumesc foarte mult, doamna director, domnule director, programe foarte interesante, pestrițe, aveți ce vedea, aveți de ce merge la cele două instituții foarte importante, instituții culturale ale județului Cluj și nu numai. Vă invităm și noi pe căile noastre să faceți acest lucru. Noi mergem mai departe, am încheiat prima parte a emisiunii. Mergem mai departe. După protestele din învățământ și sistemul sanitar, acum angajații caselor de asigurări de sănătate din toată țara protestează. Luni dimineața au oprit lucrul timp de 2 ore, între orele 10 și 12. Angajații sunt nemulțumiți de volumul mare de muncă și de salariile mici.
La Casa Județeană de Asigurări de Sănătate din Cluj-Napoca, zeci de persoane așteptau la coadă să le fie rezolvate problemele legate de adeverințe sau cardul de sănătate. Cei mai mulți dintre ei au aflat cu surprindere la ora 10 că activitatea ghișelor a fost oprită până la prânz, pentru că este protest. Timp de 2 ore, angajații nu au mai preluat niciun dosar. Băiatul este pensionat de boală și nu-i funcționează în sistem cardul. Ne-o trimis aici. Păi un bolnav care e pensionat de boală, stai aici? Trebuia să-i facă o injecție, să spună cineva dacă e grevă. Cu adeverințele în mână mi le-a listat, dar trebuie semnate și după ora 10 e grevă și nu mai semnează nimeni niciun document și trebuie să revin mai târziu. Sau m-au zis că mi le trimite pe mail, ceea ce puteau face de la bun început, de când le-au generat. Am venit la 91 sfert, mi-am luat număr, mai aveam 50 de persoane în față și acum am aflat că e grevă, spontană, pauză de masă. Acest protest a fost în modul angajaților CJAS de a-și arăta nemulțumirea față de salariile pe care le primesc, care sunt mici, spun ei, în comparație cu munca pe care o fac. Un volum foarte mare de activitate l-au reprezentat analiza și decontarea concediilor medicale. Față de anul 2018, sumele care se decontează au crescut de 3 ori. Din păcate, toate aceste activități s-au realizat tot cu același număr de personal. Angajații Casei Județene de Asigurări de Sănătate Cluj-Napoca mai spun că nici deficitul de forță de muncă nu se poate rezolva pentru că potențialii candidați nu vin la concursuri tot din cauza salariilor mici. Dintr-o 104 posturi bugetate, suntem doar 80 de persoane, deci 80 de angajați. Deci vă dați seama că celălalt procent de aproximativ 20% din personal este lipsă și tot volumul acela de activitate trebuie reîmpărțit. Personal mai puțin calificat, nu avem medici, nu avem informaticieni. Perioada contractărilor, perioada programelor, sunt perioade extraordinar de aglomerate. După 2 ore, angajații și-au reluat activitatea. Dacă nu se vor lua măsuri în urma protestului, angajații spun că va fi declanșată greva națională. Da, greve, chiar și vara, dar noi rămânem la tradiții, ca de obicei, deja invitat special și invitat permanent alături de noi, doamna Camelia Burghele, etnolog și antropolog cultural. Data trecută, când am discutat cu domnia sa, era perioada cu sânzienele, era soare, dogorea soarele. Acum parcă merge în crescendo această căldură. Sărutmeile, doamnă, cum e cu căldura? Bună ziua! Cum e cu căldura? Cum e cu căldura cea de afară și cea sufletească? Cea de afară e necesară. E necesară. Încă în perioada asta anului mai e necesară foarte multă căldură. Și nu putem noi să facem mare lucru pentru că sunt alți responsabili de căldură, de ploaie și în general de vreme. Și pentru că suntem la mijlocul lunii iulie, responsabilul categoric pentru toate aceste lucruri este Sfântul Ilie, desigur. Absolut. Da, așa Bun. E, așa e, Sfântul Ilie. Vreau doar să mă uit la niște notițe pe care mi le-am luat. Cam despre ce să discutăm noi astăzi, să fie interesul cât mai viu și cât mai mare. Hai să începem cu săceratul grâului, nu? Ce ziceți? Da, sigur că da. Acum este perioada cea mai importantă, într-adevăr, când se derulează această ocupație primordială pentru satul tradițional românesc. Sigur că nouă nu ni se mai pare așa de important, mai ales că nu mai se ceră nimeni cu mâna acum. Totul se realizează mecanizat, industrializarea e în plină forță, mai ales în agricultură, și atunci noi nu mai cunoaștem toate lucrurile acestea, dar în satul tradițional, seceratul era un eveniment într-adevăr excepțional. Pentru că noi știm că țăranul din satul tradițional era puternic dependent de roadele pământului, de agricultură și mai ales de grâu, grâul fiind, sigur, atât de mult dorit, atât de mult drămuit, atât de mult visat și atât de mult se avea grijă de grâu în tot cursul anului. Și atunci, sigur că seceratul ocupa un loc special în economia muncilor agrare. Dar, într-adevăr, acum e momentul în care oamenii ieșeau la seceriș. Și pentru că seceratul grâului este așa o operațiune foarte amplă, care presupune multă muncă fizică și trebuie să se încheie într-o perioadă scurtă de timp, de obicei se realiza cu clacă.
E clar că aceasta este un obicei, dincolo de faptul că este un obicei foarte bun pentru că grăbește foarte mult derularea unei acțiuni, era și un obicei comunitar nemaipomenit. Ceva ce iarăși mă întorc și zic, noi modernii am pierdut obiceiul de a lucra împreună la ceva. De obicei la casa gazdei se adunau mai mulți secerători, lucrurile acestea se întâmplau de cele mai multe ori la reciprocitate, ca să spun așa. Adică da, astăzi toți... la mine, mâine la tine. Exact, ceva de genul acesta. Și atunci secerătorii secerau toată aria, toată holda, duceau, făceau sigur un proces din acestea. Nu avem timp, din păcate, să discutăm suficient de mult cum se secera cu secera sau cu coasa, cum se făceau snopii, cum se făceau mănunchiurile, cum se adunau după aceea toate la un loc. Câtă grijă era să nu le mănânce păsările, cât de bucuroase erau păsările că veneau după aceea în urma secerătorilor și mai găseau câteva spice de grâu. Procesul în sine era așadar unul destul de complex, mai ales că se desfășura sub arșița soarelui, dar atunci când lucrul acesta se întâmpla în comun, ne putem imagina cât de bine se simțeau fetele în preajma feciorilor, câte povești se spuneau acolo. Dar și invers, să știți, și feciorii și în prezența fetelor. Sunt convinsă, sunt absolut convinsă cât de bună era masa aceea de prânz pentru care toată lumea se retrăgea la umbră, masa se aducea acolo în câmp și seara întotdeauna se lăsa cu o mică poveste, câteodată cineva avea și o hediadă sau o ceatără cu care mai și cânta puțin și totul era foarte bine condimentat în așa fel încât munca să nu fie istovitoare. Deci de așa cum ați expus, stimată doamnă, exista un veritabil scenariu care de fapt era conceput pe loc. Dar să știți că exista un astfel de scenariu și scenariul acesta se încheia cu un moment absolut apoteotic și anume împletirea cununii de seceriș. Atunci când cele mai frumoase fete din sat adunau cele mai frumoase spice de grâu din holdă și împleteau o cunună mare, așa, o cunună solidă, că nu se scumpeau la spice atunci, și cununa aceasta era purtată până în sat, de obicei pe fruntea uneia dintre fete, sigur, fata trebuia să aibă acea condiție de puritate, de curățenie, în așa fel încât și pâinea, grâul, tot belșugul după aceea să fie curat. Dar toate mergeau într-un lanț veritabil. Sigur că da, și cununa era udată, iarăși un semn de fertilitate. Ea trecea practic tot alaiul acesta cu fata în frunte care purta acea cunună de spice proaspete de grâu. Era udat pentru că trecea de-a lungul satului până la casa celui care a tocmit secerătorii și era udat de toată lumea tot așa într-un demers din acesta de fertilitate. Interesant este că această cunună de grâu se păstra de obicei la casa celui care a comandat seceratul până anul următor sau din ea se realiza prima pâine, se făcea făină și se realiza prima pâine sau de multe ori cununa aceasta sau alte spice din cunună și din lanul de grâu se duceau la biserică. În ultima vreme chiar avem atestate astfel de mici cununi de seceriș care se împleteau în holdă, acolo în holdă, și erau duse la biserică și erau puse în prapori, tot așa pentru ca sfințenia să se învecineze, nu, cu grâul, cu belșugul, cu pâinea. Mai interesant însă mi se pare și faptul că de obicei ultimul petec din holda de grâu nici măcar nu se seceră. Exista credința că spiritul grâului se refugia oarecum în aceste spice, ultimele spice de la marginea lanului și de aceea se lăsa o bucată întotdeauna nesecerată, în așa fel încât să fie protejat acest spirit al grâului și chiar și păsările cerului să aibă din ce să se hrănească în continuare. Spuneți-mi, vă rog, tot acest scenariu pe care ni l-ați prezentat succint, în timp, cât a ținut? Sigur că el s-a pierdut în timp. S-a pierdut odată cu pierderea proprietății pământului. Nu, ca durată cât a ținut? Ca durată vara, ziceți? Da. El ține câteva săptămâni până când se termină tot secerașul. Asta vreau să știu, aproximativ săptămâni, zile, luni de zile. Vorba de maximum 2 săptămâni, pentru că la sfârșitul lunii iulie, de obicei, seceratul se încheia, riscă să vină vremea rea și oamenii trebuie să se ocupe și de alte lucruri. De aceea vă spuneam că este atât de importantă claca,
pentru că trebuia derulată o muncă istovitoare foarte multă. Fiecare familie, practic, avea grâu și de aceea se derula cu ajutorul vecinilor, pentru ca ea să se munca aceasta să se termine foarte repede. Interesant mi se pare însă iarăși un alt aspect despre care trebuie neapărat să vorbim aici. Noi știm cât de important este grâul, cât de importantă este pâinea, despre ce sacralitate vorbim atunci când vorbim despre pâine în tradiția folclorică românească. Și știți, acum era momentul în care se făcea pentru prima dată pâine. În satele Ardealului acest moment se numește momentul de pită nouă. Acum se făcea pita nouă, dintr-un grâu proaspăt, dintr-un grâu nou. Și grâul acesta trebuia să țină până anul următor, până la seceratul următor. În așa fel încât, înțelegeți cât de frumos se poate împărți aici calendarul pentru țăranul satului tradițional. Practic, acest an începea de la seceratul acesta până la seceratul următor. Iar intervalul acesta se numea de multe ori între pâini. Între pâinea nouă de anul ăsta și pâinea nouă de anul următor și până atunci grâul secerat în acest an trebuia să țină, trebuia să ajungă. Stimată doamnă, mergem către Sfântul Ilie, ce ziceți? Da, mergem către Sfântul Ilie pentru că Sfântul Ilie este bine corelat cu secerat. Pentru secerat trebuie vreme bună, trebuie să fie soare, nu trebuie să fie ploaie. De aceea secerătorii, adică practic toți membrii satului tradițional, îl țineau cu sfințenie pe acest sfânt absolut imposibil și foarte ciudat, dați-mi voie să vă spun, în hagiografia românească, care se numește Sfântul Ilie. Sfântul acesta Ilie este responsabil de vremea călduroasă, așadar pe el trebuie să-l blamăm sau pe el trebuie să-l lăudăm acum în această perioadă, dar și de dezlănțuirea ploilor, deseori ploile acelea groaznice de vară, cu tunete, cu fulgere, de care noi, până și noi moderni acum, ne temem atât de mult. Sfântul Ilie este, așa cum vă spuneam, un sfânt absolut atipic, destul de ciudat. El este un sfânt coleric, i-aș spune eu astăzi, un sfânt repezit, foarte iute la mânie, pe care diavolii l-au prostit, pentru că Sfântul Ilie, se știe, nu avea minte foarte multă. Și atunci diavolii l-au prostit la un moment dat, spunându-i că dacă el se va duce acasă, va găsi în patul lui o femeie cu altcineva. El și-a imaginat că este nevasta lui cu altul. Și atunci merge acasă și omoară pe cei doi oameni, pe care bărbat și femeie, pe care îi găsește în patul lui. Abia după aceea realizează că de fapt erau părinții lui care veniseră în vizită. Și pentru că diavolul a prostit atât de mult, sigur că Sfântul Ilie s-a căit foarte tare și a obținut de la Dumnezeu un soi de dispensă sau un soi de recompensă prin care Dumnezeu l-a lăsat să omoare toți dracii, să omoare toți diavolii în așa fel încât să-și poată calma puțin mânia și să-și mai șteargă puțin din păcat. De aceea acest Sfânt Ilie circulă prin văzduh, prin largul senin al cerului, pe soarele acesta dogoritor. El merge într-un car plin cu foc, plin cu flăcări, nu? Și atunci când vede câte un diavol, câte un drac, dă din bici, îl trăznește pe acel diavol și trăznetul acesta îl auzim și noi pe pământ sub această formă a trăznetului din timpul furtunii. Mai mult decât atât, roțile carului lui sunt zimțate și practic sparg cerul, făcând niște găuri prin care curge ploaia, de aceea se spune că el aduce ploaia. Dar dracii se ascund de obicei, ce să vezi, fie în copaci în lungul câmpului, fie în turlele bisericilor, fie în curțile necredincioșilor. Și Sfântul Ilie, când dă din biciul lui ca să omoare dracii, nimerește ba o turlă de biserică, ba un copac pe care îl trăznește, ba câte un necredincios care se îndoiește și uite așa se întâmplă că sunt trăzniți deseori oamenii în câmp sau tot felul de înălțimi de genul acesta. De aceea Sfântul Ilie trebuie ținut cu sfințenie și în primul rând nu trebuie lucrat sub nicio formă în aceste zile. Ținut în ce sens?
trebuie ținut, adică nu trebuie să lucrezi în momentele acelea, ci trebuie din contră să te gândești cu multă atenție, să-l slăvești pe acest Sfânt Ilie, încercând să-i câștigi bunăvoința în așa fel încât el să nu aducă ploi din acelea cu grindină, cu tunete, cu trăsnete, care pot să afecteze recolta. Nu se lucrează în aceste zile. Și știți, pentru că eu v-am vorbit de multe ori despre țăranul smart, despre un țăran foarte isteț, țăranul a observat că are nevoie de repaus în munca lui. Vorbim de munca fizică, de secerat, de care vorbim adineaur. Și pentru că o zi de sărbătoare ținută, adică fără muncă, nici n-ar fi fost destul, s-a adăugat la acest Sfântul Ilie încă o zi. Sfântul Ilie Pălie, adică vizitiul lui Sfântul Ilie, cel care practic generează focul, acela care trage carul lui Sfântul Ilie. Și pentru că nici două zile poate că n-ar fi fost destule, li s-a mai alăturat o zi, ziua Sfântului Foca, cel care sigur prin numele lui ne trimite către focul din trăsnete și fulgere. Și dacă s-au cumulat toate aceste trei zile, care încă o dată trebuie ținute, sunt zilele de sărbătoare, credem că țăranul se putea odihni suficient de mult ca după aceste trei zile de Ilie să se poată reîntoarce la seceratul câmpului. Știți la ce mă gândeam acum când vă ascultam? Dacă adunăm toate aceste zile, zilele oficiale și neoficiale, cam la ce număr de zile libere am ajunge pe perioada unui an de zile? Știți, noi credem acum că dacă avem codul muncii care ne normează munca și ne arată când sunt zilele libere și zilele lucrătoare, suntem foarte deștepți. Nu, în tradiția poporului român, cutuma aceasta a satului tradițional a instituit foarte clar momente de odihnă absolut necesare omului care muncea eminamente fizic. De aceea a fost nevoie de toate aceste zile și de aceea Sfântul Ilie este ținut cu atâta sfințenie. Și știți ce se întâmplă atunci când el nu este ținut? Sunt trăzniți oamenii. Da. De aceea bine, Sfântul Ilie cu biciu acelea... și dă cu biciu. Exact. Spuneți-mi. Toate femeile acelea în vârstă la care mă duc eu în satele din Sălaj și le pun să-mi povestească tot felul de povești de Sfântul Ilie, absolut invariabil. Toate se raportează la un episod din istoria satului în care cineva a mers fie la coasă, fie la seceră, nesocotind ținerea acestor zile absolut importante în calendarul popular și evident că Sfântul Ilie s-a arătat absolut nemilos, trăznind oamenii și creând niște catastrofe. Spuneți-mă rog, pentru că dumneavoastră le aveți la îndemână, de pildă, treaba aceasta cu Sfântul Ilie, în care zone este ținut cu precădere? În care zone ale României? El a fost ținut întotdeauna, peste tot, pentru că este un sfânt absolut esențial, așa cum vă spuneam, în calendarul nostru. Este ținut în toate zonele, la noi în Ardeal, chiar e o bogăție nemaipomenită de lucruri și de interdicții, lucruri permise și interdicții din acest moment. De exemplu, nu știu dacă știți că până la Sfântul Ilie, apropo tot de țăranul smart, desigur vă spun aceste lucruri, nu știu dacă știți că până la Sfântul Ilie nu-i voie să se mănânce merele, nu-i voie să se bată merele. Aoleu, ieri am mâncat două mere. Păi este total greșit, s-ar putea să vă iasă niște bube pe piele, pentru că merele acelea au fost lovite unele de altele și acest lucru a supărat ordinea Universului. Nu se mănâncă mere, nu se bat mere și nu se scutură merii până la Sfântul Ilie. Dar, de fapt, țăranul smart știa că până la Sfântul Ilie nu sunt coapte merele și atunci chiar nu avea rost să le prădăm. Nu m-a auzit, Sfântul Ilie, pentru că avem studioul... Așa de bine lucrat fonic, încât în mod sigur n-a auzit și m-am uitat, nici bube nu mi-au ieșit încă. Dar nu e târziu, mâine sau poimine să se întâmple lucrul acesta, dar să știți că nu e o tragedie foarte mare. Dacă veți vorbi cu una dintre femeile satului tradițional, veți afla că în ziua de Sfântul Ilie a cules niște plante de liac, pentru că este ultima cursă, ultimul tren pentru culegerea plantelor de liac, și că unele din plantele de liac culese de Sfântul Ilie sunt bune tocmai pentru alifii care să calmeze bubele care apar. Foarte bine că mi-ați dat o idee perfectă, așa am să procedez. Vă mulțumim foarte mult încă o dată, ca de fiecare dată, doamna Camelia Burghele, alături de noi, alături de dumneavoastră, cu...
cu lucruri inedite, foarte interesante. Sărutmile, mulțumim foarte mult. Vom reveni după Sfântul Ilie, în mod sigur, cândva mai încolo. Cam atât, oameni buni, la prim plan obiectiv pentru ziua de astăzi. Toate cele bune. Încercați să păstrați cu sfințenie cele spuse de doamna Burghele și cele care sunt în tradiția românească. Noi cam atât am avut astăzi de prezentat în fața domnilor voastre. Toate cele bune, rămâneți alături de Televiziunea Română. La revedere!